Gloria lui Isus. Vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare, să citim cuvântul lui Dumnezeu, onorând astfel și închinându-ne prin citirea și ascultarea cuvântului inspirat al lui Dumnezeu. Suntem într-o incursiune prin epistola către Romani și aș dori să citim Romani, capitolul 12. Voi citi din traducerea Cornelescu. Și în această dimineață vom privi la primele 8 versete și de seară vom continua cu partea a doua a acestui capitol 12. Și de fapt aici, cum bine știți că ați auzit multe predici din Romani, aici începe partea practică. Până aici este teorie, primele 8 capitole, Apostolul Pavel vorbește despre măreția planului de mântuire, înțelepciunea divină în mântuirea rasei umane. Între 9 și 11, Pavel deschide o paranteză și vorbește despre destinul poporului ales, Israelul. Și aici, în capitolul 12, versetul 1, Apostolul Pavel, îndemnat, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, scrie: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat eu, Pavel, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem multe, mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură și cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Am proclamat că Tu ești Marele Rege și Marele Împărat. Și ești, chiar dacă unii nici nu cred în existența Ta, n-are nicio importanță. Pentru că vine vremea că la auzul numelui lui Iisus se vor pleca orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Tot iadul și toți ateii își vor pleca genunchiul înaintea Dumnezeului Atotputernic. Pe Tine Te slăvim. Pe Tine Te iubim și pe Tine vrem să Te slujim, Tată Ceresc. În această dimineață, prin Duhul Sfânt, Te rugăm, vorbește-ne. În această dimineață, prin Duhul Sfânt, ajută-ne să rămânem concentrați la ce are Duhul să spună bisericii. În această dimineață, ajută-ne să ne desțelenim pământul inimilor noastre, să putem să primim sămânța binecuvântată a cuvântului, care să aducă rod 30, 60, 100, pentru că tot rodul pe care îl aducem este pentru slava Tatălui. Doamne, ca rob al Tău, Te rog să mă binecuvântezi și pe mine și am nevoie de o ungere proaspătă. Am nevoie ca în slăbiciunea mea Tu să fii tăria mea. Și Tu să fii, Doamne, inspirația și ungerea pe mintea și pe buzele mele. Și tot poporul să zică, amin. Ocupați locurile. Doresc să aduc înainte de orice salutări sfinte de la Biserica Betel din Nashville, unde am slujit Domnului duminica trecută. Și am avut harul să fiu cu Debbie Balint, i-am trimis un text, mă mărturisesc, de la Amvon, i-am trimis un text, știu că o să te rogi pentru mine. Am pe cineva care s-a rugat pentru mine în timp ce
predicam Evanghelia și vă aduc salutările bisericii Betela, fraților slujitori și Domnul să-i binecuvânteze pe ei acolo și pe noi aici. Am declarat în cântare și am fost tentat să chem din nou grupul de laudă, să cântăm din nou Iisus e Rege. O cântare înălțătoare, o cântare care ne înviorează, o cântare care este așa de aproape corzilor sufletelor noastre. Și cântăm, cum zice Bihorenii, și ne bucurăm. Suntem atinși la coarda sensibilă a sufletelor noastre. Dar întrebarea care, prin pasajul de azi, și dimineața și seara, capitolul 12, care este fundamental, central epistolei lui Pavel către romani, chiar dacă am cântat și am declarat că Iisus este Rege și este Marele Împărat, de fapt întrebarea pe care Duhul Sfânt mi-o pune mie și dumitale, to all of you guys, întrebarea se pune, Iisus este Regele meu? Este Iisus Domnul meu? It's true that he is King of Kings and the Lord of Lords, but is he your King, the Lord of your heart? That's the key question. Este o întrebare fundamentală și ar dori ca în această dimineață să auzim ce ne învață Duhul Domnului, Duhul lui Hristos, Duhul profetic. Pentru că Domnul Iisus Hristos mereu și mereu a spus, El a venit și a răsturnat valorile lumii acesteia. A schimbat matematica pe care noi o învățăm și toată lumea pe toate meridianele globului pământesc. O învățăm încă din clasa întâia. Matematica divină spune că primul în împărăția lui Dumnezeu devine ultimul și ultimul devine primul. Cel mai de jos devine înălțat. Cel care se mândrește va fi coborât în pământ. Cel care dă este de fapt cel care primește. Slujirea aproapelui dă vieții noastre semnificație și puterea de a atinge vieți în jurul nostru. Domnul nostru Iisus Hristos ne învață marele secret al unei vieți care are scop, care are sens și care aduce satisfacție chiar în această lume. În Marcu 9:35, Domnul Iisus spune, oricine vrea să fie primul, trebuie să fie cel din urmă și slujitorul tuturor. Amin? Iar mai târziu, în Marcu 10:43-45, tot Domnul Iisus declară, oricine vrea să devină mare între voi, să se facă robul sau slujitorul tuturora. Și cine vrea să fie primul, să fie robul sau sclavul tuturor. Și s-a dat pe sine însuși ca exemplu spunând, căci eu însumi fiul omului n-am venit ca să mi se slujească, ci am venit să slujesc. Este matematica împărăției lui Dumnezeu. Și am intitulat mesajul meu din dimineața aceasta, folosirea darurilor noastre spirituale oferă vieților noastre scop, sens și satisfacție eternă. Și aș dori să vă ofer și cheia centrală sau ideea centrală a acestui mesaj, care cred că Duhul Domnului mi l-a pus pe inimă. Cheia trăirii unei vieți abundente care are scop și sens este să te dăruiești în a-i sluji pe alții. Cheia unei vieți de satisfacție care îți dă sens, direcție, gives you sense and goals and purpose in life is to serve others, not to be served. Și aș dori să privim la ceea ce nici nu voi avea timp. Am avut mesaje din Romani 1 și 2, mesaje de 40-45 de minute. Voi trece doar, voi reaminti, căci cred că scopul
mesajul meu din dimineața aceasta se referă mai mult la chemarea noastră în a sluji. Vă îndemn, dar fraților, dacă se poate pune și pe scrinul bisericii, Romani 1:2, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, o slujbă spirituală. Versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Scuzați-mă, trebuie să-mi ud gura. Aceste două versete, frații mei și surorile mele, Biserica Betesda, aș putea să declar cu toată puterea și autoritatea. Aceste două versete stă la fundația vieții noastre de creștini. E această fundație afară și se năruie totul. This is the foundation, Romans 12:1-2. The foundation of our spiritual walk with Christ. Apostolul Pavel, de fapt, vorbește în această metaforă, vorbește despre purtarea crucii. Ceea ce Domnul Iisus a declarat, dacă dorește cineva să mă urmeze, să se lepede de sine și să-și ia crucea, cum? În fiecare zi. Și așa să mă urmeze. Și apostolul Pavel, care ca și Domnul Iisus a învățat de la Domnul să folosească metafore, a folosit câteva metafore pentru a descrie purtarea crucii, pentru a descrie crucificarea sau mortificarea, care este un termen folosit de puritani. Și apostolul Pavel aduce această metaforă a unei jertfe vii pentru a ilustra chemarea Domnului nostru Iisus Hristos de a purta crucea în mod zilnic, tocmai pentru că omul vechi, romii cel vechi, și puneți numele dumneavoastră, I pick on you, Debbie, again, the old Debbie, the old Romy and Cornell, and all of us. Omul cel vechi, omul carnal, omul pământesc sau firea pământească, nu moare dintr-o singură răstignire. De aceea apostolul Pavel folosește această, it's like a misnomer, it's like ceva, ca un termen greu de conceput, o jertfă vie, a living sacrifice. O jertfă știm din ceea ce se petrecea la templu și cum se aduceau jertfele, erau trase, erau târâte la altar și acolo era preotul și leviții așteptau și jertfa, fie că era miel sau porumbei sau orice fel de animal, țapi, erau junghiați, era colectat sângele, sângele era împrășteat, era stropit pe altar, was sprinkled on the altar, the blood of the sacrifice, the animals. Și apoi corpul era ars pe altar. Deci jertfa nu mai era vie, că era o jertfă adusă de tot și mistuită de foc. Și apostolul Pavel vine cu acest paradox. This is a paradox. A living sacrifice. What do you mean? O jertfă vie. Deci o jertfă care tot trebuie jertfită și tot vie rămâne. Am mai spus de la acest avon că de multe ori trebuie să fim atenți ca nu cumva firea noastră pământească, după ce am răstignit-o, are puterea să sară din cuie, de pe cruce. Jertfa aceasta care o aduci pe altar îi vie și dacă nu ești atent și nu o sacrifici din nou și nu o jertfești din nou a doua și nu o crucifici din nou, așa cum Domnul Iisus spune, să vă purtați crucea zilnic prin lepădare de sine, jertfa aceasta, omul meu cel vechi, se târește de pe altar și începe să-și facă iar de cap. Și apostolul Pavel
vorbește prin această metaforă despre importanța de a continua să ne aducem pe noi înșine ca o jertfă vie, adică o jertfă care nu moare și care nu va muri până când trupurile noastre astea, trupuri de moarte, spune Pavel în alt loc, vor fi înghițite de glorie și transformate în chipuri de glorie asemănătoare cu chipul Domnului Iisus Hristos. Până atunci purtăm această cruce și suntem chemați să ne crucificăm pe noi înșine zilnic. Amin? O altă metaforă pe care Pavel a folosit a fost aceea de boxer. În 9, de la 26 la 27 spunea Pavel: eu deci alerg ca, nu ca și cum n-aș ști încotro alerg, mă lupt cu pumnul, dar unul care nu lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Vorbește din nou despre această, într-un mod metaforic, despre această luptă internă între omul vechi, omul nou. Și omul nou n-are nicio șansă dacă omul vechi nu este răstignit. Apostolul Pavel de asemenea folosește în Roman 7, tot în această epistolă, o altă metaforă a unui război intern. Și ascultați, că nu am timp, dar citiți Roman 7, de la 15 până la sfârșit, până la 25, ce văd în mădularele mele, văd în trupul meu, cu alte cuvinte, o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este unde? În mădulare, în trupul meu. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dar mulțumiri fie aduse Domnului Iisus Hristos. Tot ce suntem, suntem prin crucea, prin jertfa, prin patima lui Hristos. Și tot ce facem, nu putem face, nu putem trăi, nu putem sluji, nu putem să ne aducem pe noi înșine ca o jertfă, decât prin crucea lui Hristos. Prin jertfa lui. Nu știți, spunea Pavel în Roman 6, că voi ați fost îngropați împreună cu Hristos și ați înviat împreună cu Hristos. Deci murim și jertfim omul cel vechi prin moartea lui Hristos și trăim și umblăm prin învierea lui Hristos. Make sense? Pavel spune, acesta este adevărul central al slujirii. Nu putem sluji. Oh, putem sluji, dar slujem prin firea noastră pământească, prin dorințele noastre carnale, prin firea pământească. Putem sluji. Și atunci intervine mândria în slujire, gelozia, zavistia, intervin alte lucruri care nu vin din crucea sau din răstignirea, ci vin din omul carnal, omul vechi. Și din păcate, multă slujire se face prin fire. Doamne, ajută-ne să ne răstignim firea pământească. Și aș vrea să spun că restul întregii epistole este o atenție, attention, toate învățăturile practice de la Roman 12 până la 16 se bazează pe Roman 12 de la 1 la 2. Adică pe realitatea purtării zilnice a crucii și a crucificării continue sau zilnice a omului nostru cel vechi. Fără a ne aduce pe noi înșine pe altarul lui Dumnezeu într-o jertfire zilnică, vreau să vă spun că restul acestor învățături n-au nicio valoare, chiar dacă încercăm să fim buni, să ne iubim, să slujim prin firea pământească, nu va aduce roadă care să-L onoreze pe Hristos. Vor fi doar strădanii umane. Tot ceea ce urmează este nevoie ca vasul nostru, omul cel vechi, să fie răstignit, înnoit prin învierea lui Hristos și umplut cu Duhul Sfânt. Să lucrăm prin Duhul, să slujim prin Duhul, să ne lepădăm prin Duhul. Prin Duhul veți omorâ toate faptele firii pământești, declară Pavel. Și apoi, în 4 la 6,
Pavel aduce o metaforă care a mai folosit-o în 1 Corinteni 13 și chiar dacă Romani este amplasată în Noul Testament, în Biblie, înaintea 1 Corinteni, 1 Corinteni a fost scrisă mai devreme, prin anii 53-54, iar 1 Corinteni a fost scrisă prin anii 57-58. Și Pavel reutilizează această analogie sau această metaforă, căci după cum într-un trup, versetul 4, avem mai multe mădulare și mădularele n-au aceeași slujbă, tot așa și noi, suntem mulți, noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Și aici, într-o metaforă, ni se spune că noi suntem, de fapt, trupul lui Hristos. Dar nu numai că Pavel mereu și mereu folosește această alegorie, metaforă sau ilustrație, this picture of the body of Christ, mereu și mereu Pavel subliniază, capul este Hristos. Capul trupului, capul bisericii este Hristos. Și fără cap nu există direcție, nu există viziune. De aceea fiecare mădular, oricât de important ni se pare că suntem, fiecare mădular trebuie să-și cunoască locul, chemarea, valoarea, limitele și numai într-o dependență completă, totală de autoritatea care vine de la cap, de direcțiile care vin de la cap, care este Hristos, și de la împuternicirea care vine prin Duhul lui Hristos, fiecare dintre noi mădulare trebuie să ne vedem locul, să ne înțelegem poziția, să ne înțelegem valoarea pe care Hristos ne-a dat-o, darurile spirituale care El le-a așezat în fiecare dintre noi, dar și limitele. Pentru că n-am văzut încă pe nimeni, deși sunt cazuri rare care, dacă și-au pierdut ambele mâini, au dobândit o dexteritate fenomenală și pot să facă cu picioarele. Am văzut oameni care mănâncă cu degetele la picioare și au așa o flexibilitate că pot să se hrănească. Dar în general, în mod normal, noi mâncăm cu mâna. Ne scărpinăm cu mâna. Ne mângâiem, ne bandajăm cu mâna. Și vai, când în trupul lui Hristos nu ne vedem locul și chemarea. Că atunci ce se întâmplă dacă eu sunt mână și Dumnezeu vrea să fiu gură? Eu zic, nu-mi place. Și Pavel spune în 1 Corinteni 12, vorbește așa într-un mod alegoric și metaforic despre, ca un dialog între mădularele trupului. Dacă Domnul cheamă pe Cornel să fie gură, dar eu sunt mână, dar eu vreau neapărat să fiu gură, nu las nici pe Cornel să-și facă slujba lui și slujba mea nu o face nimeni sau o face altul și o face greșit. Are you with me? Mă auziți, Biserica lui Hristos? Suntem chemați să înțelegem care este chemarea, care este darul pe care ni l-a dat fiecăruia dintre noi. Pentru că astfel să investesc în acea chemare, în acel dar și să mă duc 100 la oră în ceea ce mi-a pus Hristos să fac în trupul Lui. Nu să mă lupt, să dau din coate să fac ceea ce face Cornel sau l-o chema Cornel. Am soare, Cornel, că te dau pe tine, că ești cel mai aproape. Ești chemat să mă ierți. You know what I'm talking here? Știți ce spun aici? De aceea este imperios necesar să ne înțelegem locul, chemarea, menirea și scopul pe care îl are Hristos în trup. Sunt câteva alte lucruri pe care le învățăm de aici. Cei ce suntem urmașii lui Hristos, spuneți cu mine, noi toți avem o chemare și un dar special. Nu este nici unul care în trupul lui Hristos să fie chemat să fie parazit spiritual.
You cannot be a parasite. There's not such a calling in the body of Christ. Nu este o chemare așa de înaltă să fii parazitul lui Hristos. Suntem chemați să fim mădulare, să fim activi. Fiecare dintre noi avem cel puțin un dar și o chemare. Noi toți avem o funcțiune de împlinit. Noi toți avem o slujbă unică de făcut. Și fiecare dintre noi avem un rol deosebit important în trupul lui Hristos. Și apoi Pavel continuă cu darurile spirituale. Să punem pe ecran 6-8. Pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare cu diferite daruri. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebiți. Și el dă niște exemple. Nu este este o listă, dar nu este o listă exhaustivă. Nu este o listă totală. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze pe măsura credinței. Cine este chemat la o slujbă să țină de slujba lui. Cine învață pe alții, deci este învățător, predicator, să țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă, să fie generos și așa mai departe. Și aceste texte, acest text ne învață câteva lucruri. Am spus și repet, pentru că mi se pare, nu știu de ce mi se pare, și am slujit de 36 de ani cu tineret, cu copii, cu adulți, chiar și cu frați în vârstă. Și există o tendință în care unii ți se pare că zic, eu n-am nicio chemare în trupul lui Hristos. Fals! Domnul nu mi-a dat niciun, nu m-a zestrat cu niciun dar. Fals! Domnul nu mi-a chemat. Fals! Sunt minciunile diavolului. Pentru că dacă eu sunt chemat să fiu mână sau încheietură, the wrist, și dacă zic, asta nu-i slujba, avea și eu n-am nicio slujbă, atunci acea componentă a trupului, acel mădular, nu este folosit. Și știți ce se întâmplă? Când o mână nu mai folosești, încercați să stați o zi, așa, fără să o mișcați, începe să se atrofieze. My Dr. Jenny, tell me. Se atrofiază. Mușchii încep să slăbească. În ultimii 5 ani am condus pe ambii părinți, pe ultimul drum. Și am petrecut multe zile în spital și mă duc și în spital să văd, să vizitez pe frați în vârstă. Și discutând cu doctorii ca și păstor, aud și înveți multe lucruri. Și am auzit lucrul acesta. În special pentru frații în vârstă. Și de aceea eu totdeauna mă rog pentru frații în vârstă ca Domnul să nu-i lase să cadă, să-și rupă mădularele, să nu ajungă pe pat. Și aici Cornel ar putea să ne spună și mai multe, că are atâta experiență cu frații, cu persoanele în vârstă, în etate. Spune medicina că pentru fiecare zi pentru care un bolnav stă pe spate nemișcat în pat, apoi are nevoie de 4 sau 5 zile de physical therapy ca să redobândească vitalitatea acelor organe care au stat acolo nemișcate și au început mușchii și ligamentele să se atrofieze, să se înțepenească. Și asta vrea diavolul. Să ne înțepenească, să ne atrofieze, să nu ne folosească Duhul Sfânt în scopurile pe care El ni le-a dat fiecăruia dintre noi. Sunt multe pasaje. 1 Petru 4, de la 9 la 11, declară aceeași realitate spirituală. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, ca niște buni spravnici ai harului felurit. Când vorbește Noul Testament de harul felurit, sunt așa de multe nuanțe ale harului lui Dumnezeu. The graces of God, spune în engleză. Harurile lui Dumnezeu. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Spuneți împreună cu mine. Partea a doua în limba română. Fiecare din voi. Fiecare din voi. Nu spune unii dintre voi. In English,
And each has received, all of you, not some of us. Fiecare dintre noi am fost hăruit, zice în limba ortodoxă, hăruit. Ce este un dar spiritual? Ce este un dar spiritual? Un dar spiritual este o abilitate supranaturală de a dezvolta o anumită capacitate pentru a face o diferență pozitivă în viața mea, în viața aproapelui meu, în viața bisericii și un impact asupra lumii. A lumii care zace în întuneric, care zace în păcat și care are nevoie de intervenția, de impactul bisericii pentru a fi mântuiți. Cuvântul că este supranatural. It's a spiritual, supernatural endowment, gifting. Cu alte cuvinte, este o abilitate specială de a sluji cu eficiență și cu putere de sus. Biblia vorbește, sunt multe liste, există dar de vorbire, cum ar fi predicarea și învățarea, darul de putere al credinței, darul vindecărilor, darul de inspirație, prorocia, tălmăcirea limbilor. Există daruri pentru relațiile interpersonale, consiliere, încurajare, ospitalitate, conducere, milă, mercy, the gift of mercy. Daruri în domeniul creativității, al artei. And by the way, thank you all the artists that help us with the VBS. Toți artiștii care și-au contribuit, și-au adus contribuția să construim aici VBS-ul. Muzicienii, talente deosebite. Un alt lucru pe care trebuie să-l învățăm este că nu există doar o limită. Duhul Sfânt este infinit. Și lista de daruri este infinită. Duhul lui Dumnezeu poate să-ți dea pe moment un dar într-o circumstanță complet inedită, complet nemai auzită, nemai întâlnită și să te capaciteze, să mă capaciteze și să mă folosească cum vrea El. Pe moment! De aceea nu sunt numai 9 daruri, 1 Corinteni 12. Sunt câteva liste. Sunt liste care le-am citit și din 1 Petru, sunt liste în Efeseni, capitolul 4, timpul zboară și aș vrea să continui în ceea ce Duhul Domnului mi-a încredințat pentru biserică în dimineața aceasta. Spuneam despre unii credincioși care merg prin viață ani de zile, poate decade, și n-au ajuns să-și descopere darul spiritual. Este așa de important să înțelegem, în primul rând, ce am declarat deja. Fiecare dintre noi, declară Duhul Sfânt prin Scriptură, fiecare dintre noi avem cel puțin un dar. De ce sunt așa de mulți creștini care nu-și cunosc darul? Nu-și cunosc chemarea? Aș vrea să spun că este extrem de important ca să ne descoperim chemarea și darul în trupul lui Hristos. Imaginați-vă, imaginez, I imagine myself and I, you know, tremble. Imaginați-vă și când eu mă imaginez lucrul acesta, parcă mă cuprinde un fior. Să ajung în împărăția lui Dumnezeu, că în împărăția lui Dumnezeu nu ajung datorită darurilor spirituale. Let's make this clear. E clar. Noi ajungem în împărăția lui Dumnezeu datorită darului lui Dumnezeu, jertfa lui Hristos. Nu pentru că eu am făcut sau n-am făcut. Darurile spirituale sunt pentru altceva, nu pentru mântuire, ci pentru răsplătire. It's for the rewards, but it's also pentru înaintarea împărăției, extinderea împărăției lui Dumnezeu. Imaginați-vă să ajung eu, mă pun pe mine. Deja l-am pus prea mult pe cornă.
mă pun pe mine și ajung eu în împărăția lui Dumnezeu și Domnul Iisus vine și spune, Romii, dragă, mă ia după umăr și spune, hai să-ți arăt ce am avut eu în plan dacă tu ai fi fost ascultător și ai fi folosit darul sau darurile pe care ți le-am încredințat. Hai să-ți arăt, pentru că mă gândesc că Domnul Iisus are puterea să-mi arate cum ar fi putut să fie viitorul meu dacă umblam în ascultare de Domnul. Când mă gândesc la acest lucru, mă cuprinde fiori, parcă teama, dincolo de o reverență, și zic, Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă să deschidem ochii, cum spuneam Psalmul 119, astăzi versetul 18, deschidem ochii să văd, să pricep, să înțeleg care sunt darurile care mi le-ai încredințat, pentru că un dar nu ne pică în poală și este complet maximalizat. Acel dar este ca o sămânță care trebuie apoi înflăcărată. Darul este ca o sămânță care apoi trebuie plivită, trebuie udată, trebuie dezvoltat darul acesta. Nu mă consider un predicator mare, dar cred că sunt un pic mai bun decât 35 de ani în urmă când am început să predic Evanghelia. Dacă aș putea să mă duc în trecut și să mă ascult pe mine însumi, acum nu era atunci videouri și YouTube. Ce vreau să spun? Există o investiție pe care noi trebuie să o facem. Am descoperit darul și Duhul Domnului îmi descoperă pentru că El vrea să mă lumineze. Dar acum este de datoria mea să investesc în acest dar, să mă investesc pe mine, în primul rând în relația mea cu Domnul, să rămân în dependență de Duhul Domnului și El să continue să mă învețe, să-mi dezvolt capacitatea și chemarea și darurile. Nu vin gata dezvoltate. Pavel îi spune lui Timotei, înflăcărează darul care a fost pus în tine. Nu-l pune deoparte, nu uita că te-a chemat Domnul să fii evanghelist, să fii învățător. Înflăcărează acest dar. Dar e important mai întâi de orice să-l descoperim. Pentru că altfel, împărăția lui Dumnezeu este deprivată de slujirea ta. Biserica locală nu beneficiază de darurile care Dumnezeu le-a pus în tine. Și cum spuneam, poate este o mână sau un picior atrofiat pentru că nu sunt utilizate, nu sunt folosite. Pentru că eu am înghițit minciuna diavolului care spune, tu n-ai niciun dar. Pavel ne spune la toți în Coloseni 4:17, excuse me, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o de la Domnul. Care e slujba ta? Duhul Domnului te întreabă, știi ce dar am pus în tine, zice Domnul? Te investești pe tine însuți? Timpul care îl folosești în alte lucruri care nu sunt neapărat păcătoase, dar îți irosește timpul. Timpul acela ai putea să-l pui în a cultiva și dezvolta, de a investi în darul și chemarea pe care ți-a dat-o Hristos. Pentru că, din nou, aici vine vorba despre răsplătirile Domnului. It's about the reward. Dumnezeu vrea să ne încununeze când vom ajunge în prezența Lui. Și apoi, după ce l-ai descoperit, este important să-L folosești. Dacă ești chemat să conduci ca lider, cârmuiește. Dacă ești învățător, ține-te de învățătură.
Dacă darul tău este de a ajuta pe alții, fii consecvent în a-i ajuta. Dacă ești chemat să fii sfetnic sau consilier, fii consecvent în consilierea altora. Dacă ești chemat în administrare, administrează. Dacă ești chemat să dăruiești, dăruiește cu toată inima, cu generozitate. Dacă ești chemat să fii evanghelist, ar trebui să cunoști după nume toți cei care stau trei străzi în jurul tău. Să-i cunoști pe nume. Să le duci o ciocolată, o floare. Să știi care e bolnav. Să-i vizitezi, dacă ești chemat ca evanghelist. Scumpă biserică, sunt și erori posibile cu privire la darurile spirituale. Și știu că deja mesajul meu devine lung și obositor. În 1 Corinteni 12:7 spune cuvântul Domnului, fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Da? Cu excepția darului vorbirii în alte limbi, care este dat pentru zidire și edificare personală, și Pavel spune, mulțumesc Domnului că eu mă rog în alte limbi mai mult decât voi toți la un loc, toate celelalte daruri sunt pentru edificarea și zidirea celorlalți. Fie că e la persoană sau a bisericii sau dincolo de zidurile bisericii. Exact cum Iisus a declarat despre sine că Fiul omului nu a venit să-i se slujească, ci El să slujească tuturora, și Duhul Sfânt oferă darurile spirituale spre zidirea altora, pentru a-i sluji pe alții. To serve and minister others. Și o eroare... în care unii pot să cadă, și aș vrea să fac neapărat distinția aceasta. Pentru că și eu am căzut la acest test, să zic așa. Unii fac această eroare că confundă darul spiritual cu chemarea și ridică darul spiritual deasupra chemării. Să explic. Să presupunem, mă dau din nou pe mine. Ca exemplu, să presupunem că eu am primit darul predicării Evangheliei și de a învăța pe alții. Și sunt tânăr și încă nu sunt utilizat, nu sunt folosit în această slujbă, poate odată la 3 luni sau odată la 6 luni, fratele păstor îmi dă ocazia să spun o rugăciune. Și atunci ce fac? Eu am convingerea că ăsta e darul pe care mi l-a dat Domnul. Dar între timp, dacă se deschid uși de slujire, poate este nevoie să se meargă să facă reparații la casa unei văduve sau unui om sărac. Sau este nevoie să ajuți la construcție la VBS. Sau este nevoie să speli vasele sau să faci curățenie la picnicul bisericii la sfârșit. Dar zici, oh, nu, ăsta nu-i darul meu. Eu sunt chemat să predic Evanghelia. Este o eroare, pentru că darul nu se ridică deasupra Duhului slujitor pe care Hristos ni l-a reprezentat și ne cheamă să-L emulăm. We are called to emulate the servant spirit of Christ. Are you with me? Și atunci, până când Domnul îți deschide calea, ușa, să poți să predici Evanghelia, să te folosești darul care nu-l pui numai pe shelf, te pregătești. Oh, l-am pus aici in a safe, I got my, you know, digital lock, și până vine vremea să predică acolo. I keep preparing myself for the ministry. Continui să studiez Scriptura, o citesc pe genunchi. Dacă se deschide posibilitatea și există posibilitate financiară aici în Statele Unite, mă duc și fac un seminar. Mă pregătesc. Când Domnul m-a chemat din lume, în 1986, habar n-aveam ce înseamnă prorocie și vorbire în alte limbi.
Și în anul 1986, prin trei proroci diferiți, Domnul mi-a spus: pregătește-te, tânărule, pentru că vine vremea când vei lucra cu toată viața ta pentru mine, zice Domnul. Și tot m-am scărpinat în cap, ce înseamnă aia? Dar au rămas imprimate în mintea mea. Și în România m-am încadrat într-un seminar underground, ilegal, la BE. Am venit aici, m-am căsătorit, am venit și am avut deja mortgage. No, du-te la lucru, $5 la oră. Domnul mi-a deschis ușa să intru la Chrysler și m-am dus și mi-am făcut ingineria și așa mai departe. Dar cum am terminat cu aia, m-am dus și mi-am făcut și încă Chrysler a plătit jumate din el, din seminar. Și tot timpul m-am pregătit și a venit 2008 și Domnul a spus: acum este vremea să se împlinească ceea ce ți-am prorocit în urmă de multe ori. Și am plecat de la Chrysler și am venit full-time la Bethesda. Și am continuat educația și am mai făcut un masterat și un doctorat după aceea. Pentru că atunci când îți descoperi darul spiritual, te investești. Că nu-i pentru slava și gloria ta, e pentru slava Stăpânului. Ca să folosești darul la maximă eficiență. Vorbeam ieri la telefon cu o soră și spuneam: aș vrea să văd orice nivel de slujire la Betezda, că fiecare urmărește excelența în slujire. La cântare, la predicare. Voi știți când un predicator vine aici și vorbește numai din amintiri, nu? Eu știu imediat, eu-l miros. Și mulți dintre dumneavoastră. Vedem dacă se cântă și nu este repetiție. Vedem dacă se... Știți ce vreau să spun? Dar e important să facem lucrurile cu excelență pentru Domnul. Și aici este important să înțelegem că în tot ceea ce facem, modelul nostru este Hristos Domnul, cu spiritul Lui de rob slujitor, robul Domnului. Ăsta era un titlu mesianic, pentru că El s-a făcut robul tuturor, s-a dezbrăcat de slava și gloria ca să ne slujească nouă. Eu care l-am înjurat și l-am blestemat, că nici nu credeam în existența lui, el m-a iubit când eu nici nu știam de existența lui, pentru că el s-a dezbrăcat de glorie să te caute și să mă caute. Să vină să mă mântuiască, dar apoi să mă îmbrace cu putere, să mă echipeze cu daruri, să slujesc în împărăția lui. Fiecare dintre noi avem aceeași chemare, să-l slujim pe el, pe Domnul. Desigur, și pentru noi ca pastori și slujitorii bisericii, Efeseni 4 ne învață, vă rog să puneți pe scrinul bisericii, Efeseni 4 de la 11 la 12, Dumnezeu a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători, de ce? Pentru desăvârșirea sfinților, pentru echiparea sfinților. Noi, ca păstori, avem datoria să echipăm biserica lui Hristos pentru slujire. Și în trecut spunea: vai de păstorii care se pasc pe ei înșiși. Noi ca păstori vom sta o zi, într-o zi în fața Domnului și vom: cum mi-ai echipat pe mielul și pe mielușaua ca să poată ei să margă să facă slujba? Pentru că știți de ce? Pentru că nu păstorii cei care nasc miei, îs oile care nasc miei. Biserica trebuie să fie o biserică militantă, activă. Ucenicia nu trebuie să fie doar o idee, ci să fie ceva practic. Boots on the ground, grupe de studiu, acolo poți să te cunoști, acolo se dezvoltă darurile spirituale, darul de slujire în grupe mici. Iată provocarea mea pentru fiecare dintre noi azi, prin Duhul Sfânt. Poate încă crezi că n-ai primit niciun dar din partea Domnului. Întoarce-te la diavolul și spune: you are a liar, ești un mincinos. Dumnezeu ți-a dat un dar. Caută-l,
Jump in. Începe să slujești undeva. Caută locuri, sunt așa multe spărturi, locuri unde poți să slujești. Și nu numai de la amvon, unii cred că numai de la amvon sau de la dirijat sau... Nu, 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 poți sluji în așa de multe forme. Începe să slujești. Caută în rugăciune. Care este darul? Identifică-ți darul cu ajutorul Duhului Sfânt și apoi aruncă-te cu toată pasiunea. Cu tot ce ai, cu tot ceea ce ți-a dat Domnul, că nimic n-avem care să nu ne fi dat Domnul. Și câteodată educația costă. Investește în darurile și în chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Mă rog ca Biserica Betesda să fie cu adevărat ceea ce ne-a chemat El să fim. O cetate așezată pe stâncă. Să fim sarea și lumina pământului. Să mergem dincolo de zidurile acestea și să mergem la cei pierduți. Let's go to the lost, because otherwise they're gonna go and rot in hell because I did not share Christ. I was ashamed. I said, oh, it's not my job. Haideți să ne ridicăm în picioare.